Hei, salutare, dragi prieteni, am revenit la Porumbel Show și m-am decis să fac un nou videoclip cu porumbei. Aici sunt femelele, le-am dat mâncare. Da, în primul rând aș vrea să promovez un canal, Nimble Leopard 22. O să aveți linkul canalului în descriere. Deci asta cred că o să fie printre ultimele promovări care le-am făcut pe acest canal. Nu cred că am făcut numai încă una, dar nu o să mai fac promovări. Eu o să fac pentru că mi este prieten și atât. Deci, aici sunt femelele. Roșia, una albă. Am adus aici, nu știu dacă este chiar femele, dar le-am dat mâncare. Acum, hai să vă arăt. Aici este mâncarea simplă, greu, le dau, cum vedeți. Pe greu am făcut cu ulei de usturoi, l-am făcut eu, usturoi și cu ulei, pur și simplu. Aici este drojdia de bere, care a costat cam în jur de 26 de lei, 3 kg, nu este chiar cea mai bună, dar este ok. Deci pun pe pauză, mergem și la mascul să vedem ce fac. Deci am revenit și la mascul. Sunt cam galăgioși pentru că, cum vedeți, și afară deja zăpada se topește. Nu am făcut videoclip, dar a nins foarte, foarte mult. Deci a fost, cum vedeți acolo, e foarte subțire, dar de fapt a fost triplu. A fost de vreo 40, 30-40 cm. Acum se topește. Cu plus grade acum. Ieri a fost plus 4, astăzi cred că sunt plus 3. Porumbei deja au dorința de a se împerechea. Cum vedeți, se luptă, se bat. Deja și au cuiburi. Cum vedeți acolo, guțanul sau turnarul, cum se zice la noi. O să fac un videoclip și o să vă spun de ce se numesc la noi turnari și la dumneavoastră guțani. Ei, cam așa sunt. Aici pe cușcă stădea o porumbiță, tot la fel. Am adus-o eu dintr-un pod, dacă vreți o să fac și un videoclip acolo în pod. Am mers într-un pod, m-a lăsat proprietarul într-un pod de bloc și am fost un pui, mi-a fost tare simpatic și l-am adus. Da, l-am băgat acolo la iepuri, cum v-am mai spus. Și acum stă pe aici, doarme acolo pe casa mare, undeva sus, 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 în vârf, pe corni. Și cam asta, nu știu, cred că o să o prind, că e femelă și o să o împerechez cu masculul ăla de acolo, care îl vedeți, albastru, de sus. În rest, totul este bine. Și o să-i împerechez și o să-i las să-mi reproducă niște pui, dar nu de-a lor. O să le pun alte ouă. Și am să-i las pe afară, pentru că dacă nu știați, turnare sau guțani, cum vreți să le spuneți, ei sunt mai apropiați de porumbei de stâncă și simt mai bine uliu. Deci simt și să feresc mai repede ca să fie și el afară, să îi avertizeze, să se ferească de uli. Deci da, aici vedeți și jucătorii. Roșu. Toți sunt aici. Deci, cam atâta. Și cu acest videoclip v-aș ruga să dați un like și să vă abonați la acest canal. Pa, pa!